O femeie povestește coșmarul prin care a trecut după ce s-a implicat într-o relație amoroasă cu bărbatul nepotrivit. Iar chinul nu s-a terminat nici pe departe după ce s-a despărțit de acest bărbat, pentru că el a pus la cale un plan de răzbunare, în urma căruia femeia a ajuns la închisoare, fiind acuzată de fapte foarte grave. Femeia s-a trezit în miez de noapte cu polițiștii la ușă, care i-au spus că este arestată pentru că și-a amenințat cu moartea fostul iubit. Acesta s-a dus și a reclamat-o că i-a lăsat în parbrizul mașinii bilete de amenințare, spunând că se teme pentru viața lui. Ulterior, expertiza grafologică a dovedit că aceste mesaje erau scrise chiar de către bărbat, care voia să se răzbune că a fost părăsit. Însă, până atunci, Melissa a stat o noapte după gratii. Melissa și Michael se cunosc din școală, dar au început să aibă o relație în 2012, după divorțul ei. O cunoștință comună a atenționat-o că nu putea să aibă încredere în el, dar Melissa era la acel moment fermecată de Michael. După un timp, între ei au început să apară problemele, inclusiv cele legate de bani. Când a ajuns la limita răbdării, Melissa l-a anunțat că se desparte de el, dar nu se așteaptă la răzbunare. Michael plătește pentru planul lui diabolic de răzbunare cu 18 luni de închisoare, relatează știrile ProTV.ro.